Salut și bine v-am regăsit la o nouă ediție de eSports după o vacanță destul de lungă. Întoarcem cu o ediție un pic atipică. Gamingul nu înseamnă doar împușcături, omuleți verzi, magie, goluri și dribblinguri. Gamingul este și o lecție de viață pe care o vom învăța cu toții și atunci când vom fi buni, cu siguranță vom avea ce povesti nepoțeilor. Îmi cer scuze pentru vocea răgușită, dar am țipat foarte tare pe stadion la meciul dintre România și Andorra. eSports începe chiar acum. Weekendul trecut, sala Tech Gaming Cafe a avut deosebita plăcere de a face un casting de fotomodele. Cel puțin așa am avut impresia când am ajuns acolo. Erau numai puțin de 25 de fete care așteptau la intrare. Trebuie să recunosc că uneori sunt un prezentator foarte fericit. Ce poate fi mai frumos decât un LAN DCS în varianta female? Printre formele feminine am observat și câteva nume mari din scena pro și aici îi putem aminti pe Peri, Dani, Marius, Kidor sau MMB. Sunt convins că au fost și alții pe care ori nu i-am văzut, ori nu ne-au văzut ei pe noi. Câteodată dragostea pentru jocurile pe calculator depășește cele mai nebănuite limite. În această ediție de eSports vom planta bomba direct în inimile voastre, deoarece am surprins cel mai frumos moment văzut și trăit vreodată în sălile de jocuri din România. Zâmbiți, vă rog! Ce se întâmplă mai aici? Băi, nu știu, mare LAN de fete, mă. Veni și noi aici. Și tu joci? Normal. Da? În ce echipă? Cu cine ești în echipă? Cu Adel, cu Gia, cu Eli Chosley și Rehab, cred. Toată lumea a venit să o vadă pe Eli cum e, cum folosește setări dubioase. Ai și wall sau cum? E mincinos, Kidor? Da. Primul rând. Liniște! Poate că nu sunt bărbatul pe care l-ai visat, însă îți pot promite că de acum încolo voi încerca să-ți fiu, în primul rând, cel mai bun prieten, un soț iubitor și un tată adevărat pentru copilul nostru. Îmi doresc ca de acum încolo, toate diminețile, să mă trezesc alături de tine. Iar în toate nopțile, să adorm cu capul pe pieptul meu și să țin căldura trupului. Te iubesc foarte mult. Vrei să fii soția mea? Oh! Cum? Mai tare! Da! Cum e să fii cerută? Wow! Un lucru foarte, foarte emoțional și extraordinar. O să-l învățați pe copilul vostru Counter-Strike? Sigur, toate jocurile posibile. Scena de mai devreme. Cum ți se pare? Chiar a fost emoționant. Nu se aștepta nimeni la așa ceva, mai ales în timpul unui meci. Și mi s-a părut foarte frumos din partea lui modalitatea și momentul ales de el, nu știu, a fost foarte romantic. După ce și-a adjudecat primul turneu de Grand Slam din carieră, Ovi e gata să dea piept cu o nouă provocare. Proaspătul nostru campion european se pregătește de ultimul concurs major de FIFA pe 2012, exceptând VCG, unde România nu mai are niciun slot în acest an. Olteanul Magnific se antrenează foarte mult pentru SVC, eveniment care va avea loc între 1 și 4 noiembrie la Paris. Ovi nu este singurul român calificat. Knight, eternul loc secund, va fi și el prezent în Franța și, din punctul meu de vedere, și el este unul dintre principalii favoriți ai acestui concurs. Ovi și Knight, champion de la Roumanie. Adică notre pool dans votre cool. Adică pe ei, pe mama lor, că vă ia mama de... Salut, Ovi, bine ai revenit în eSport, de data asta prin telefon, un fel de radio game. Salut, bine v-am găsit.
toată lumea așteaptă de la tine un nou trofeu pentru că ne-ai obișnuit anul ăsta cu locul întâi și sunt convins că nici tu nu concepi altceva la SVC Paris. Spune-mi, cum te pregătești pentru acest eveniment? La momentul acesta încă sunt în pauză după un sezon destul de lung de FIFA 2013. Se știe că SVC va fi pe FIFA 2013, deci aștept să apară acum la sfârșitul lui septembrie și după aceea o să încep să mă pregătesc. Ce poți să ne spui despre adversarii tăi de la SVC? Cu siguranță printre cei mai puternici adversari va fi francezul cu care m-am întâlnit la European în semifinală. Spank? Da. Singurul jucător din lume care este campion și la FIFA și la Pro Evolution Soccer, campion mondial. E singurul care te-a bătut, ți-a luat un meci acolo, nu? Da, singurul care mi-a luat un meci. În rest, vor fi și alți jucători cu siguranță foarte buni, mai ales jocul final. FIFA 2013, e greu de spus care jucători vor pune probleme cu adevărat. Vom vedea acolo. Vei juca tot cu AC Milan în Franța sau treci pe Real? Ținând cont că jocul s-a schimbat, s-au updatat și transferurile, probabil nu vor mai folosi AC Milan. A plecat Ibrahimovic, Thiago Silva de acolo și nu este la fel de bună echipa. Mă voi reorienta când va apărea jocul. A plecat omul cu care dădeai cu capul, nu? Da, a plecat. Spune-mi, te antrenezi împreună cu Knight? Adică jucați amicale unul împotriva celuilalt? Cu siguranță. Cel jocul va fi lansat, am discutat și o să ne antrenăm împreună pentru acest program. Ai apucat să joci FIFA 13 demo și sunt convins că l-ai jucat de fapt. Cum ți se pare? Da, l-am luat de pe internet ieri, am jucat 5-6 meciuri de curiozitate să văd cu ce a venit nou EA Sports. Ce pot să zic, 90% este același joc, cu câteva mici schimbări. Eu sper să meargă la fel de bine centrările, dar nu pot să-mi dau seama dintr-un demo. Trebuie să așteptăm jocul full. Dacă ți se va oferi un post de capitan în echipa națională de FIFA 13, vei accepta? Nu știu ce să zic, pentru că întotdeauna eu am fost un jucător la echipa națională și nu am fost un fan al responsabilității, al recrutării jucătorilor. Mi-a plăcut să fiu acolo lângă echipă cu un sfat, ținând context peste experiența mea, dar nu mai mult. Avem vreo șansă pentru FIFA 13 la nivel de echipă națională? România a avut șanse în fiecare an. An de an ne clasăm în primele 4 echipe din Europa, lucru care cu siguranță nu e la îndemâna oricui. Deci cu siguranță și la FIFA 2013 vom fi acolo, 100%. Îți mulțumesc frumos, Ovi, și spor la antrenamente pentru SVC. Poate te întorci cu locul întâi și de acolo. Vă mulțumesc și eu și sper să fac o figură frumoasă acolo. Posesorii de Origin au putut observa că pe data de 11 septembrie Messi a apărut în lista lor de jocuri. Ei bine, demo-ul FIFA 13 a fost lansat și poate fi descărcat chiar din Origin. Durează ceva până îl dați jos, dar e ok. O altă ciudățenie este faptul că toată lumea se aștepta ca Messi să fie și el inclus în acest demo alături de echipa lui FC Barcelona. Mi se pare normal că tot omul vrea să joace un tiki-taka cu cel care a arestat coperta celui mai important titlu de la EA Sports. Dar Messi nu e în demo, așa că putem să mai așteptăm până pe data de 28, când se va lansa jocul full. Între timp, vă recomandăm să jucați cu Arsenal și să-l băgați pe Theo Walcott, care are cam aceleași abilități ca Messi. Seamănă foarte mult cei doi, doar că ăsta la alt e mai închis la culoare. TEG este prima echipă calificată la DreamHack București, eveniment care va însemna și sfârșitul RCS 1-6 pe scena internațională. TEG i-a învins pe băieții de la EQ în finală și s-a alăturat echipelor Fnatic, Navi, Anexis, Sketchnet, Pain sau Gamerhouse. Din fericire pentru celelalte echipe românești, acesta a fost doar primul qualifier dintre cele patru, așa că EQ și IGG încă mai au șanse să prindă un bilet la DreamHack. Le ținem pumnii tuturor echipelor românești care se vor califica și poate reușim să facem o figură frumoasă la București. O melodie mai veche a băieților de la B.U.G. Mafia suna cam așa. Ghici, cine s-a întors? Și continuarea nu mai are rost. E, dragii mei viewers, Tag Girls se întoarce. Bă, e vorba de echipa Tag Girls. Eli a sunat din corn și a chemat camaradele la luptă. Medea, Antonia, Gia și Ghici. Nu, așa o cheamă pe a cincea fată. Cele cinci vor activa în următorul sezon de Counter-Strike 1.6 sau Global Offensive. Rămâne de văzut.
Fetele vor da piept în piept cu băieții și va fi foarte interesant să le urmărim, așa că stați cu ochii pe noi pentru mai multe știri despre Tag Girls. Hail, it's about time. Cine spune că jucătorii coreeni înseamnă totul în scena de StarCraft 2, habar n-are ce vorbește. Dacă ai ochii așa, te cheamă Jung Yong Won Sung Bong Chong și ești virgin până la 30 de ani, nu înseamnă neapărat că ești campion. Americanii de la Evil Geniuses au găsit rețeta succesului pentru anul 2013 și au semnat cu francezul Stefano, proaspăt plecat de la Millennium. Ilie Stefano Saturi este cel mai controversat jucător non-corean pentru că are o viață extrasportivă gen Mutu, Ndoye sau Balotelli. Îi plac femeile, cluburile de noapte, cluburile de zi, băutura, drogurile, târfele, gagicile, dar și StarCraft-ul. Noi nu prea îi dăm șanse multe alături de mult mai titrații de Muslim, Torzain, Puma, Jeep sau Hook, care se antrenează 48 cu 24. ESL anunță sezonul de EMS Winter Season. Jocurile oficiale sunt World of Tanks, League of Legends, Crossfire Europe, CSGO, COD 4, Trackmania și FIFA 13. Premiile totale sunt în valoare aproximativă de 35.000 de euro. Pentru a vedea distribuția totală a premiilor, intrați pe esl.eu/ro. Le mulțumesc celor care pe toată perioada vacanței m-au întrebat când apare noul episod, atât pe Facebook cât și pe mail. Voi sunteți eSports în adevăratul sens al cuvântului. Eu sunt același Mircea Pavel sau Jepcar și până data viitoare vă spun pace!